Anul acesta, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, alături de moaștele ocrotitoarei Moldovei, va fi așezată spre închinare și mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiriton, adusă din insula Elena Corfu. Astăzi, biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat că moaștele Sfântului Spiridon al Trimitundei vor fi așezate spre închinare și în București, sâmbătă, timp de câteva ore. Cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, o delegație a Mitropoliei de Corfu, condusă de înalt preasfințitul Părinte Nectarie, va aduce în România spre închinare în perioada 11-17 octombrie mâna dreaptă a Sfântului Erarh Spiriton, Episcopul Trimitundei, Făcătorul de Minuni. În acest context, în ziua de sâmbătă 12 octombrie, în intervalul orar... 7.14, racla cu mâna dreapta a Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, va fi așezată spre închinare în baldachinul special amenajat de pe colina Bucuriei, lângă Catedrala Patriarhală. La ora 14.30 de minute, sâmbătă 12 octombrie, delegația Mitropoliei de Corfu va pleca spre Iași, la manifestările dedicate sărbătorii Sfintei Covioase Parascheva.